studenți și bine v-am găsit la finala Colina League Cup 2022, competiție ce a strâns la start 23 de echipe. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și această seară. Suntem main event de cuplul Neagro, rogă cea mai bună echipă să câștige. În afară de dumneavoastră, următori. Pentru dumneavoastră, sunteți oricum cea mai bună la rândul. Foarte interesant, deci până în ultima secundă, la ultimul penalti dat, a fost excepțional. Chiar sperăm la mai multe și să fie tot așa. Cum v-ați pregătit pentru finală? Jucând cu băieții, am jucat, bravo, ne-am antrenat și cam atâta. Mai mult n-am ce să spun. Felicitări! Mulțumesc mult!
Bună seara, felicitări pentru victoria obținută. Cum ți s-a părut acest meci? A fost un meci foarte tare. Dacă nu ne dădeau ei gol, câștigam noi. Și dacă nu ratau din penalti, era egal. Cum v-ați pregătit pentru finală? Ne-am pregătit bine. Bună seara și felicitări pentru jocul din această seară. O seară tristă din păcate pentru voi, deoarece n-ați reușit să obțineți victoria. Cum ți s-a părut acest meci? Bună seara, în primul rând. Aș vrea să felicit echipa pentru tot efortul depus. Din păcate, nu am reușit să câștigăm finala, dar pentru noi este o ambiție mai mare pentru anul, să câștigăm. Ce credeți că v-a lipsit? Care au fost punctele slabe care au adus la înfrângere? Punctele slabe? Nu am avut un joc de posesie mai bun decât ei. Ei se cunosc de mai mult timp. Ne-a lipsit și jucătorul principal, jucătorul turneului, dar nu găsim scuze. Ținem capul sus și mergem înainte, chiar dacă suntem dezamăgiți. Felicitări și mult succes la anul! Bună seara! Cum vi s-a părut meciul pe total? Foarte interesant, echilibrat. Cred că ambele echipe meritau să câștige trofeul Colina League Cup. Mă bucur că am reușit și anul acesta să organizăm acest eveniment deosebit de interesant între sportivi și ne dorim să-l continuăm și în anul care va urma. Ce transmiteți studenților care au participat la acest campionat? Păi, în primul rând, ne transmit felicitări. Pentru că important este să particip, cel mai important este să particip. Îi felicit pentru entuziasm, îi felicit pentru organizare, pentru implicare și pentru fair play. Vă mulțumim frumos! Și mare drag! Bună seara! Ce concluzie aveți după acest meci? Bună seara! Bine v-am găsit! Ca de obicei, ne bucurăm pentru această competiție. Am fost împreună mai mult de două săptămâni. După cum ați văzut, meciul final a fost destul de încins. Nu mă așteptam să se termine la penaltiuri. Am ținut cu ambele echipe. Am trăit aproape la fel de intens cum au și jucat ei. Ce pot să zic e că aproape toți studenții sunt de la educație fizică. E o premieră. Avem trei studenți care sunt de la inginerie. În rest au fost toți de la educație fizică. De aceea mă bucur și de aceea am rămas până la final și sper ca în fiecare an să fim în același stil, să continuăm și să fie din ce în ce mai bine. E frumos, e fotbal, ne-am bucurat împreună, m-am bucurat alături și de cei din tribună. Așteptăm cu nerăbdare următoarea competiție. Ce le transmiteți studenților care au participat la acest campionat? Mult succes în continuare, baftă în sesiune și după aceea la licență. Cred că jumătate dintre ei vor susține licența peste o lună. Suntem alături de ei, îi susținem și cum vă urăm și dumneavoastră baftă, așa le urăm și lor mult succes la examene și în viață. Mulțumesc. Vă mulțumim, o seară frumoasă!